dacă oamenii pe loc, deja ei care a 9-lea, care a 13-lea în primar și majoritatea alegerilor câștigate din primul tur, asta e demonstrare că ei lucrează bine? Este. Este. Că când câștigi din primul tur cu 60-70%, asta e cel mai bună publicitate, corect? Că nu poate să te dă jos partidele mari, mă refer, cum vine eu, pasul dintr-o parte și socialiștii din altă. A spuneți, vă rog, dacă oamenii ăștia au făcut atâtea lucruri bune și au crescut și au făcut multe, fiecare pentru orașul lui, oamenii ăștia poate să facă rău în parlamentul guvern? Sigur că nu. În plus, avem foarte buni și primari de sate care s-ar descurca mult mai bine ca mulți miniștri și astăzi nu mai vorbesc de deputați, care au tot câte 3-4 mandate. Înțelegi, Gheorghe? Oameni școliți. Și cel mai important, primarii cunosc problemele oamenilor, problemele care sunt în legislațiile, toate procolurile, toate maniorile care se fac cu putere, din partea guvernării sau puterii centrale. Înțelegi? Adică omul ăsta vine pregătit, el nu vine după Harvard, după două caseacuri, cum ești din pas, ori astea. Asta sunt oameni care au trecut toate etapele. Și eu mă mândresc de echipa noastră și plus încă o dată. Ați vedeți că noi prezentăm oamenii noștri care astăzi muncesc în afarele țării. Adică sunt peste hotare și încă o dată, cum am spus și a să o repet în fiecare sat din țară. Ribeata, nu vă uitați la promisiuni. Uitați-vă și au realizat oamenii ăștia în viață. Pe formula asta merge. Adică o să aveți o listă pentru parlamentare bunișoară. Nu bunișoară, dar cei mai buni.